trebuie găsită o soluție la nivel guvernamental. Prima variantă ar fi discuție cu Comisia Europeană și o discuție foarte serioasă despre datoria televiziunii române către bugetul de stat. Eu am propus și sunt convins că se poate realiza ștergerea datoriei către bugetul de stat. Până când nu se va șterge această datorie, e puțin probabil că televiziunea se va relansa. Nu actuala conducere a acumulat datoriile. Decapitarea televiziunii, decapitarea conducerii nu va rezolva problema. Nu dispar datoriile și nu vor fi mai mulți bani. De aceea, această soluție eu resping din start. Deci, guvernul ar trebui să vină cu această soluție. Ar trebui să discute cu Comisia Europeană, fiindcă aici nu e vorba de ajutor de stat, fiind vorba despre un serviciu public. S-a mai întâmplat și în alte cazuri, în alte state, și s-a ajuns la o soluție. Restul datoriilor către terți se poate reeșalona mult mai ușor. Acest lucru, sigur, trebuie urmat de o restructurare a televiziunii române. Totuși, este un serviciu public extrem de important și sunt convins că nu trebuie o discuție politică în acest moment, fiindcă orice discuție politică și orice soluție exclusiv politică ar strica și mai mult ceea ce în acest moment este într-adevăr o situație dificilă. O altă soluție, a doua alternativă, a doua variantă, dacă guvernul nu dorește acest lucru, adică ștergerea datoriei către stat, atunci ar fi modificarea legii de funcționare în sensul de a prelua toate cheltuielile televiziunii române, sigur, în anumite limite. Nu este nici bugetul statului o fântână fără fund. A prelua cheltuielile și bugetul în bugetul național. Dacă vorbim de administrație locală, cred că trebuie să punem degetul pe rană și să spunem că trebuie să facem niște schimbări. Am stat de vorbă cu mulți dintre dumneavoastră, cu consilieri, cu primari ai marilor orașe. Cunosc cu ce greutăți vă zbateți. Astăzi un primar semnează între 300 și 600 de avize pe an în funcție de primărie. Și nu-i normal. Nu este făcut primarul, nu-i trimis acolo de cetățeni să scrie, să verifice el un caiet de licitații. Are nevoie de specialiști pentru acest lucru. Nu mai putem lăsa primarii să lucreze într-un sistem care îi împing spre linia offside-ului legal. Nu este vina lor că zeci de acte normative se bat cap în cap, că unele nu pot fi conciliate și că uneori orice ai semna ajungi să dai socoteală. Acest sistem trebuie schimbat. E un mecanism infernal care trebuie schimbat. De aceea trebuie să vorbim de instituția primarului, așa cum vorbim și de instituția prefectului și să o construim încet, încet. De aceea, iată, ne-am propus să adoptăm, să elaborăm și să promovăm, să facem, să apară în monitor oficial un cod al incompatibilităților. De aceea, noi propunem o schimbare, o reformă în modul de funcționare, de structurare a administrației locale, pentru că, fără acest lucru, nu ne putem asuma o serie de alte obiective importante. Le-am explicat exact ce am spus și la microfon. Le-am spus și eu să spun la microfon că nu cred în continuarea sistemului legislativ prin care numirile la TVR se fac politic. Nu s-a reușit niciodată să se scape de pericolul politizării TVR-ului din toate părțile spectrului politic de-a lungul anilor. Cred foarte mult în sistemul sănătos
prin care să se despartă funcția de președinte a TVR de funcția de manager, de director general, în așa fel încât Consiliul Administrației, care este numit în baza propunerilor de la partide, să organizeze un concurs transparent, cu niște criterii foarte clare, un concurs atractiv pentru a stabili un manager care să n-aibă niciun fel de influență politică și care să aibă un contract de management cu criterii foarte clare, cu obiective foarte clare. Nu-s de acord de asemenea cu ce a spus un domn mai devreme, un coleg, că TVR-ul nu trebuie să aibă rating și TVR-ul nu trebuie să fie profitabilă. Deci dacă TVR-ul... Nu, a zis domnul Radu Popa. Dacă TVR-ul nu are rating, înseamnă că nu se uită nimeni la acea televiziune. Ba, dimpotrivă, este o televiziune cu tradiție, o televiziune dorită de populație și vreau să o ajutăm și să o scăpăm de influența politică. Ceea ce l-am spus la microfon, le-am spus și lor. Mi-au spus atunci ce au spus și la microfon, că doresc să avem acest dialog. Ne vom întâlni săptămâna viitoare, ca împreună, eventual și cu nou director general interimar, să avem o discuție în așa fel încât, într-un termen rezonabil, să fie schimbată legislația și, împreună cu guvernul, să găsim care sunt soluțiile imediate pentru ca TVR-ul să poată să funcționeze până la anul.